Conducta mea este exact aici. Rădăcinile astea, de exemplu, care să vă dați, astea două, astea sunt exact așa de aici tăiate. Așa, dacă se dă puțin din pământul ăsta la o parte, se vede că așa și... Dumneavoastră unde locuiți? Eu locuiesc aici. Și nu cu ăsta să uită către mine când o fi să plece. Da, asta e treaba. Vă este teamă? Păi cum să nu fie, da. Imediat după finalizarea lucrărilor la conducta de gaz, nucul s-a plecat deasupra parcării. Oamenii se tem că dacă acesta se va prăbuși la o vijelie mai puternică, locuințele le vor fi distruse, întrucât nucul are peste 10 metri înălțime. Am făcut scris până la Ministerul Mediului. Primăria a luat la cunoștință primii, inclusiv domnul prefect al județului Dâmbovița, și e posibil ca nucul să vină oricând, să cadă pe mașini, să cadă pe apartamente, pe balcoane, nu interesează pe nimeni. El deja a plecat. Nu era așa. Că exact rădăcinile, și dar rădăcini groase, din partea asta s-au tăiat. Așa, și el deja, uitați... Deci de atunci, de când s-au făcut lucrările, nucul s-a plecat. Da, câte puțin, câte puțin, așa s-a plecat. Oamenii au făcut nenumărate sesizări la primăria municipiului Târgoviște, însă nu s-a găsit nicio soluție. Singurul răspuns a fost că nucul este protejat prin lege și nu poate fi tăiat decât în anumite condiții. Trebuie să fie uscat în proporție de 70%, lucru care nu este. Să fie amplasat într-o zonă construibilă sau de importanță strategică. Tăierea unui nuc se face cu obligativitatea de a planta încă 5 arbori din soiurile recomandate de Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Bovița. În plus, legislația spune că solicitarea de tăiere a nucului trebuie făcută de către compartimentul de mediu din cadrul primăriei municipiului Târgoviște cu 3 luni înainte de executare. Oamenii nu se mulțumesc cu astfel de răspunsuri și spun că vor face tot posibilul să-și salveze mașinile, casele și, de ce nu, chiar viața. Eu am făcut de altfel și la primărie o hârtie în sensul ăsta și am și spus de altfel că la noi se iau măsuri după ce se întâmplă nenorocirea și pe urmă se caută vinovați și... N-am primit niciun răspuns, pentru că așa e la noi. La polul opus sunt cetățenii care se gândesc mai mult la profit decât la riscuri. Doamna din imagini este indignată de, spune ea, mentalitatea vecinilor care nu au ce face. Nu este teamă că nucul se va prăbuși, deși locuiește la câțiva metri de acesta. Vecinii se spun că, de fapt, femeia adună roadele nucului, care, așa cum bine știm, au ajuns un produs de lux pe tarabele din piață. Nu vă e teamă? Dacă se prăbușește, dacă va pica? Da, n-are cum să pice. Au fost tăiate niște rădăcini aici când s-au făcut lucrările. Păi au fost tăiate niște rădăcini, dar din rădăcini da ceva, dar n-are cum să pice. Da. La o vijelie mai puternică? Fiecare e cu mentalitățile lui. Cum să pice când e nu-și da cruțea în an și totul n-a picat, ca și usca, dar de pica n-a picat. Până când se va rezolva această situație, locatarii de pe strada Macarie, din microraionul 4, se uită cu groază cum nucul se apleacă tot mai mult, riscând să se prăbușească.